Împreună cu echipa Antena am încercat să ne imaginăm cum ar arăta personajele Antena dacă ar fi personaje de desene animat. Opa! Nu cred, cât de tare! Da. Am făcut asta odată când am fost invitat la Șef la Cuțite și a fost destul de distractiv. Ce tare e asta! Bă, ce șmecheri sunt, bă! Bă, cât de șmecheri sunt! Dar cum ar fi să vedem animat și pe Răzvan și Dani, Chelu, Delia? Hai întâi să vedem cum a făcut animația cu Răzvan și Dani, pe care probabil deja ați văzut-o la TV. Cine e român și are televizor și l-a deschis dimineața măcar o dată în ultimii 17 ani, trebuie să cunoască emisiunea Neața cu Răzvan și Dani, mai ales pe personajele principale Răzvan și Dani. Totul începe cu designul personajelor. Când încerci să desenezi personaje reale, mai ales așa recunoscute ca Răzvan și Dani, cel mai greu e să le faci recunoscibile. Și pentru asta m-am uitat pe YouTube la emisiunile lor, să-mi dau seama ce particularități are fiecare și să extrag exact esența. Nu doar a imaginilor, ci și a caracterului și vibe-ului fiecăruia. Ah, și îmbrăcămintea. Este un alt element care îi caracterizează. Răzvan este mai classy, Dani este mai sport, mai casual. În timp ce lucram la designul personajelor, i-am rugat pe Răzvan și Dani să-mi dea o voce. Inițial nu știam exact ce vreau să fac cu personajele, dar știam că trebuie să zică Neața. Așa că tot ce aveam nevoie era de un Neață. Băieții binevoitori mi-au dat mai multe take-uri just in case și asta m-a ajutat să găsesc ideea animației. Neața! 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 Na, să avem mai multe. M-am folosit de această repetiție a cuvântului Neața și am creat o mini-poveste în jurul cuvântului. Personajele noastre se trezesc undeva în mijlocul Bucureștiului, gata să dea startul unei noi dimineți, folosind catchphrase-ul lor clasic Neața. Dar nimeni nu-i aude. Asta până când își dau seama că au uitat că nu e încă dimineața, așa că fac lumină în oraș. Neața! 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 După ce am hotărât care este conceptul, ne trebuia și o locație în care să plasăm personajele noastre. Ideea generală a spotului este că personajele Antena sunt peste tot, gata să ne distreze. Voiam să filmăm o tranziție între noapte și zi, autentică, direct din inima Bucureștiului. Am căutat pe Maps o clădire suficient de mare de pe care să putem vedea personajele bine și am mers să o vedem. Era perfect. Așa că am mers din nou, dar de data asta noaptea, pentru a filma răsăritul. M-am înarmat cu multă cafea și apă și împreună cu echipa de la Antena am așteptat să răsoară soarele timp în care camera mergea. Dubla 2! După 4 ore în care am stat să filmăm răsăritul, acesta a fost rezultatul, o tranziție mirobolantă, care zic eu că a meritat. Așa, gata distracția, ne întoarcem acasă să continuăm animația. Acesta nu e un tutorial de animație, mai găsiți un video pe canalul meu în care explic mai bine procesul de animație. Procesul este clasic, tipic pentru animația tradițională desenată. Desenezi pozițiile principale, după care desenele dintre pozițiile principale. Ideea e că desenezi mult până obții iluzia mișcării. Și tot procesul ăsta îl faci de două ori. Eu fac animația RAF, animația schițată, după care Lydia face animația clean-up, animația curată, pe care o să o vedem la final. Neața! 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 Încă aveam o dilemă legată de poveste. Încă nu găsisem o metodă fun de a face din noapte zi. Și cumva ăsta era punctul de atracție pentru animația noastră. Nu degeaba am stat 4 ore să filmăm răsăritul. Ideea cu care am rămas este un gag clasic în care personajul Dani scoate de nicăieri un ceas și grăbește timpul. Ceasul sună și ne trezim cu toții. Neața! În cadrul cu Răzvan la fereastră am vrut să arătăm scara personajelor, faptul că sunt giganții simpatici care te trezesc în fiecare dimineață. Dar a fost și un bun pretext pentru motanul nostru Petrică să fie actor. Ești frumos, ești cum ai adormit. Ești actor plătit. Și ca orice mare actor, îi ia ceva timp să intre în personaj. Dar într-un final ne-a dat take-ul perfect. În cadrul final, intenția a fost aceeași și am trecut prin exact același proces, inclusiv cu actorul nostru principal. Da, trebuie să facem să se sperie. Hai, încă o dată, hai repede. Hai, trei, închide-te. După colorizarea cadrului și o sesiune intensă de roto, cine a lucrat în VFX până acum știe ce time consuming e să faci roto, am compozitat și animația finală a personajelor. Neața!
Neața! Neața! Neața! Neața! Neața! Dacă mai vreți să vedeți și alte lucruri interesante din spatele acestui spot de la Antena, lăsați în comentarii, dați un follow, spuneți-mi ce vreți să mai vedeți. Pa!